Așa cum au anunțat la sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii rutieri au acționat pe toate drumurile din județ. În vizorul lor s-au aflat, ca de fiecare dată, conducătorii autoindisciplinați și nu mic a fost numărul acestora, având în vedere sutele de sancțiuni aplicate de oamenii legii. Efectivele de poliție rutiere au aplicat un număr de 460 de sancțiuni, au constatat un număr de 9 infracțiuni la regimul rutier, au reținut 30 de permise de conducere, din care numai 15 pentru consum de băuturi alcoolice. Weekendul acesta au fost înregistrate și 6 accidente care s-au soldat cu rănirea ușoară a persoanelor implicate. Din păcate, pe rața județului Olt, în acest weekend au avut loc și 6 accidente rutiere, soldate cu victime omenești. 3 dintre ele au fost pe fondul consumului de băuturi alcoolice, iar 3 au fost pe fondul nerespectării regimului legal de viteză. Polițiștii serviciului rutier atrag atenția că vor continua acțiunile pe linia depistării conducătorilor auto care se încumetă să urce la volan după ce au consumat băuturi alcoolice, dar și a pasionaților de viteză.